Rezoluție despre primele trei versete din acest capitol. Ceea ce apreciez eu în epistola aceasta lui Pavel către Filipeni, că dominanta este cea de-a doua trăsătură a roadei Duhului, bucuria. El este bucuros să transmită ceea ce a reținut el din împrejurările pe care l-a așezat Dumnezeu. A îngăduit Dumnezeu să fie așezat. Și chiar spune că vreau să știți. Ce vrea să știe? Că nu se lamentează din împrejurările în care este. Și transmite bucuria aceasta. Că împrejurările în care mă găsesc au contribuit mai degrabă la înaintarea Evangheliei. Și am stat și m-am gândit, cum a putut să înainteze Evanghelia, Pavel fiind în închisoare? Și zilele acestea am auzit un comentariu despre prigoana unui credincios. Era un om erudit și care a fost închis, întemnițat greu. Și nu se dădea voie să comunice cu nimeni, decât numai soldatul care vegea, îl păzea. Cu el nu comunica soldatul. N-avea voie. Și timp de 2 ani de zile a stat lângă el, soldatul. Și după ce s-au terminat aceste prigoniri, bine, s-au schimbat ritmul, niște cunoscuți de acestui temător, într-o împrejurare, a vrut să vorbească și să scoată în evidență pe acel credincios ce evlavios era. Și era și tânăros, a eliberat din armată și începe să spune, bă, voi nu știți nimica. El nu era, nu avea cultură, nu era învățat, nu avea carte multe. Bă, voi nu știți nimica, bă, să vă spun eu. Și a rămas uimit, ce pot să spun? Și a început să-i povestească, le povestească despre virtuțile acestui om, încât a scos în evidență caracterul lui virtuos. Ei nu știau să spună așa, cum îi spunea acest fost soldat. Și au rămas uimiți. Dar de unde știi tu, mă? Bă, timp de 2 ani de zile am stat în prezența lui. Și m-am gândit așa. Și har a fost peste acest soldat ca să facă cunoștință cu un asemenea slujitor al lui Dumnezeu. La fel și Pavel, cum spune aici, că în temnița în care se găsea el, cunoșteau toți, inclusiv paznicii, inclusiv împăratul, casa imperială. Toți cunoșteau. Ce cunoșteau? Că este închis din pricina lui Hristos. Dar nu numai asta cunoșteau. Cunoșteau și de faptul că este închis din pricina lui Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul lumii. Și cine nu crede în El, rămâne mânia lui Dumnezeu peste el. Aceasta au luat cunoștință despre acest fapt. Și ce minunat spune aici Pavel, zice, în împrejurările acestea, Evanghelia a progresat, adică s-a vestit. A aflat toată lumea, inclusiv împăratul, inclusiv mai mari ostașilor și costași. Și ce se întâmplă? Aici mai dă încă un semnal de bucurie, un îndemn de bucurie. Și mulți dintre frații în Domnul, îmbărbătați de lanțurile mele, adică felul cum se comporta el și ceea ce făcea el în lanțurile lui, au fost îmbărbătați să fie mai îndrăzneți în ce privește vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Am încercat și eu să cuget puțin așa când știam că trebuie să
cugetăm despre epistola lui Pavel către Filipeni. Și când am auzit comentariul acesta, zic, aici se potrivește la Pavel și la ceea ce spune el și felul cum spune el despre felul cum a înaintat Evanghelia. Și cum a putut să ia cunoștință nu numai soldatul, dar chiar și ceilalți care erau în jurul lui. Că probabil, nu probabil, am certitudinea că soldatul acesta, când afla cât e un citat din Cuvântul lui Dumnezeu, probabil că apostolul Pavel îl rostea cu glas tare, probabil că era îndemnat de Duhul lui Dumnezeu și îi făcea plăcerea lui ca să spună, trebuie să știe toți. Așa cum a făcut și închisoarea din Filipi. Acolo împreună cu Sila ce făceau? Se lamentau, plângeau, se voitau? Nu! Cântau. Ce cântau? Cântări de jale? Nu! Cântări de laudă! Iată ce făcea el acolo. Același lucru cred că făcea Pavel și în temnița de la Roma. Și așa ne-a fost lăsat scris în Cuvântul lui Dumnezeu această epistolă în care să reținem că, într-adevăr, așa cum a spus și fratele Manete, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și, așa cum a spus și fratele Manete, repet și eu, Pavel nu numai că și-a însușit această învățătură, dar a trăit-o. Nu? A trăit-o. Și ne-a lăsat și nouă scris, asta prin inspirația Duhului lui Dumnezeu, ne-a lăsat scris aceasta ca și noi să ne îmbărbătăm. Că trecem și noi prin greutăți. Trecem. Dar doar trecem, nu rămânem în ele. Pentru că avem un biruitor care ne trece. Și pentru aceasta trebuie să ne bucurăm. Și să dăm slavă pentru că îi se cuvine. Amin.